Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. O afacere de nișă a devenit profitabilă pentru un curajos din Argeș. A început cu două măgărițe cumpărate, iar acum are o exploatație în toată regula. Vorbim despre George Moiceanu, un fermier de succes a cărui poveste o aflăm din materialul următor realizat de colega mea Elena Picu. Identificată ca o afacere de nișă, creșterea măgărițelor a devenit o activitate care nu a întârziat să-și arate profitabilitatea pentru fermierul argeșean. A început cu o problemă a acestui bebeluș, fost bebeluș, acum adică mai fetița, intoleranța la lactoză, probleme cu plămânii, cum sunt toți copiii de ziua, dar sunt foarte sensibili. Am căutat pe internet o soluție pentru a o hrăni sănătos. Am găsit lapte de măgăriță, am zis iau și eu două pentru ea și văzând că mai sunt cereri, am continuat. Și uite așa am ajuns să fac dintr-o necesitate un business. Decizia de a mări efectivele a apărut de la cererea anumitor prieteni, anumitor cunoștințe care au solicitat că vor și ei lăptic. Am intrat pe internet, am intrat în legătură cu alți băieți din alte zone mai dezvoltate din punct de vedere ale fermelor, respectiv Oradea, Satu Mare, mai multe zone de astea spre vest, că de acolo a venit trendul, să zic așa. La noi, la Argeș și pe zona Muntenei, când am început eu, nu era nimeni. Folosit de sute de ani pentru virtuțile sale vindecătoare, dar și pentru utilizarea sa în industria frumuseții, laptele de măgăriță a intrat din nou în atenția consumatorilor. Sunt în județul Argeș și în apropierea Câmpul Lungului, pe dealul Groșanilor, așa cum îl știu localnicii. Aici este o fermă de măgărițe sau o adevărată farmacie naturală. Deși au trecut câțiva ani de atunci, fetița, care s-a vindecat după ce a consumat lapte de măgăriță, a rămas în continuare fidelă consumatoare și este nedespărțită de prietenii ei, măgărușii. Eu sunt lângă mine, încă nu i-am dat un nume, oarecare, și mie îmi plac măgărușii pentru că și tata ei plac. Îți e frică de măgăruși? Sunt prietenoși? Da, unii nu. Ce îți place ție cel mai mult să le faci la măgărușii? Să mă joc cu ei și să-i mângâi. Crescut el însuși printre animalele din gospodăria părinților săi, George Moiceanu a devenit acum mentor pentru cei care doresc să-și înființeze propriile ferme de măgărițe, având în vedere că pe piață cererea este din ce în ce mai mare, iar numărul consumatorilor crește direct proporțional. Într-un ritm alarmant, fermele agricole și zootehnice rămân fără muncitori. Asiaticii pare a fi soluția salvatoare și în acest domeniu, nu numai în construcții sau turism. Printre ei sunt și soții Subas și Binda, un cuplu din Nepal ajuns în România cu 3 ani în urmă, care îngrijesc o mică fermă de lângă Buzău. El a fost croitor, iar soția funcționară în biroul unui politician. Hai caprele, hai caprele, du-te acolo! Nepalezul Subas și-a părăsit țara cu 3 ani în urmă pentru a avea un serviciu mai bine plătit. A ajuns la câteva mii de kilometri distanță, într-o fermă agrozootehnică de lângă Buzău. Aici Subas are grijă de câteva sute de animale, dar se ocupă și de grădinărit. E mult mai ușor să faci agricultură în România, este concluzia nepalezului. Aici noi lucrat puțin diferit sistematic aici. Și acolo noi asta lucrat pe agricultură, mult manual la Nepal. Aici, dacă lucrat afară cu pământul, aici are tot agricultură cu tractoare, utilaje, da. Și tot cu mașină, nu cu manual, da. Subas a decis să-și aducă imediat și soția, după ce s-a convins că munca la fermă nu este foarte grea, iar venitul lunar este de cel puțin 3 ori mai mare decât salariul din țara sa natală. Panile sunt de mare ajutor rudelor din Nepal. Acolo eu lucrat 3 luni și ceva în Nepal și aici în România lucrat 1 lună asta la fel. De ce bine? Da, asta foarte bine. Și banii îi trimiteți la familie? Da. Acolo la familie nevoie pentru școală, pentru medicament. Noi lucrăm dimineața 6:30, după 10 pauză.
până la 11:30 program. După care stase gata. Subhas are 36 de ani și a muncit într-o fabrică de confecții din Nepal, înainte să plece spre România. Soția sa, cu 2 ani mai mică, a lucrat ca funcționar în biroul unui administrator local. Pentru cei doi, necunoașterea limbii române a fost o problemă de scurtă durată. Acolo ea politician, dar venit aici acum, aici altceva lucrat, pentru ea puțin greu. Acolo în Nepal, puțin... Ușor. Ușor. Nu mult muncă. Aici puțin mult, dar nu problem. Sunt foarte inteligenți, s-au acomodat foarte repede, au învățat limba română foarte repede. Prima dată venit aici, lucrat cu sapa, și lucrat manual asta, și puțin greu, și... Asta e, dar acum terminat 3 ani și nu greu pentru noi. În curând, ferma va avea 3 angajați asiatici. Asta după ce soții Subhas și Binda au reușit să-i programeze venirea legală în România și a unuia dintre cei 2 băieți ai lor. Pentru administratorul gospodăriei țărănești, angajarea nepalezilor a fost alegerea câștigătoare. Am căutat soluții, cea mai bună soluție pe care am găsit-o pe piață a fost să aducem nepalezi. Lucrează foarte bine, ne înțelegem foarte bine cu ei, sunt conștiincioși, totul, și noi îi ajutăm pe ei și ei pe noi. Avem un mediu de lucru foarte plăcut cu ei, totul este bun, nu am mai schimbat personalul, animalele acum sunt foarte calme. Totul este excepțional acum. Subhas și Binda se gândesc să rămână cât mai mult timp în România și de ce nu să se stabilească aici, mai ales că din vară îl vor avea alături pe unul dintre copiii lor. La Găgești, în județul Vaslui, există singura fermă socială din zona Moldovei. Andrei Muii, președintele Asociației Betania, se ocupă mai nou de creșterea caprelor. Activitatea se desfășoară la Găgești, în județul Vaslui, unde există deja ferma Betin. Este un proiect social destinat persoanelor cu dizabilități, care au șansa să ducă aici o viață normală. În urmă cu câțiva ani, Andrei Muii declara că va înființa un centru cu un profil zootehnic într-o comună din vecinătatea Bacăului, în care tinerii cu dizabilități să-și poată dezvolta deprinderile de viață independentă. Ce înseamnă ferma în momentul de față și de unde a plecat ideea? Ferma a plecat ca idee să găsim ocupații pentru persoane cu dizabilități. Asta este scopul principal, să lucrăm cu copii cu persoane cu dizabilități intelectuale și pe asta s-a bazat ferma, asta este scopul. Asta suntem mai micuți puțin, dar livrăm produse excelente. Ce produse aveți în momentul de față? Avem brânză cu marar, lapte, kefir, caș, telemea, toată gama de produse de lactate care putem obține de la lapte de capre. Și toate aceste produse merg și pe la târguri. Noi vom găsi produse și la târgurile din Iași. Da, Iași este pentru noi o piață foarte bună de desfacere. Suntem prezenți în foarte multe băcănii din Iași, în anumite restaurante. Suntem prezenți într-adevăr și în târguri. Pe târguri, când se organizează, suntem prezenți. Da. Este singura inițiativă de genul acesta. Cum credeți că se poate dezvolta în continuare? Este păcat că e singura inițiativă, pentru că din punctul nostru și din punctul meu de vedere este o soluție excelentă pentru persoane cu dizabilități să găsesc un rol în societate, să găsesc locul lor de muncă și dacă suntem și înțelegători, să înțelegem ce probleme au și unii poate lucra 4 ore pe zi, altul 8, altul 2 ore pe zi și să ne axăm foarte bine pe beneficiari, e o bucurie pentru toată lumea și poate ieși un proiect foarte frumos. Agricultura de la noi din țară este deja afectată de schimbările climatice. Fluctuațiile de temperatură și lipsa precipitațiilor influențează deja productivitatea culturilor.
În anumite zone din România, aceste modificări duc la abandonarea unor lucrări agricole din partea fermierilor. Printre cei care renunță la unele tehnologii în acest sector se numără și Gabriel Nonea din Lița, județul Teleorman. Acesta spune că a luat această decizie pentru a reduce la maxim costurile de înființare a unei culturi vegetale. Gabriel, te-am găsit în câmp și de data aceasta în cultura de rapiță, mai precis în cea de primăvară. Cea de toamnă a fost compromisă? Da, da. Cea de primăvară am întors absolut tot. Unde am putut să semănăm, am semănat floarea soarelui. Unde nu, am semănat grâu chiar în decembrie. Grâu și orz. În această solă, pe ce tehnologie ai mers? Cheltuieli minime posibile. Am încercat să menținem tratamentele cât mai jos posibil, am semănat la 25 de cm distanță între rânduri, tocmai pentru a nu mai folosi fungicide mai târziu în vegetație, am redus îngrășămintele datorită lipsei apei, în primul și în primul rând, am încercat să, să defazăm îngrășămintele în funcție de perioadele în care prindem apă. Am prins 10 litri de apă, am aplicat o fază de îngrășăminte, după aceea la următoarea ploaie am încercat să mai aplicăm din nou. Foarte mulți fermieri încearcă să-și diminueze costurile, tu te numeri printre ei și tehnologia pe care o aplici e cât mai ieftină, putem spune, renunți la foarte multe inputuri. Da, am încercat să renunț la inputuri și încerc, ca să zic așa, cu tehnologia mai nouă, cu aparatele de ierbicidat, de fertilizat, să aplicăm fazial și să aplicăm localizat tratamentele, să încercăm să nu mai aplicăm tratamentul pe toată suprafața dacă nu e nevoie, să identificăm zonele cu probleme, să aplicăm doar acolo, astfel reducând foarte mult costurile cu inputurile. Dar până la urmă ce aduni în hambar se amortizează din cheltuieli? Ăsta e scopul principal. Ăsta e scopul principal. Nu încercăm să mai facem producții de performanță, producții foarte mari cu cheltuieli foarte mari, încercăm să obținem producții cât mai bune cu cheltuieli cât mai mici, pentru că singura noastră garanție, să zic la ora asta, singura posibilitate este să menținem cheltuielile cât mai jos, pentru că nu știm ce recoltăm. S-au defazat așa de mult anotimpurile și avem temperaturi de 30 ceva de grade în aprilie. Ce să vă zic, am semănat în noiembrie grâu și orzul, care deja e o perioadă foarte târzie pentru el și uitați că acum în 3 săptămâni intrăm la recoltat, având în vedere că suntem în mai. Deci cam asta încercăm să facem. De nevoie iscusit, rubrică realizată de AgroTV împreună cu meșterii din ferme și din gospodării. Vă propunem astăzi un subiect dedicat tuturor gospodarilor care doresc să scape de afide. Mergem în minutele următoare într-o vizită pe canalul Grădinărim Împreună, unde aflăm detalii despre un fertilizant bio ușor de făcut. Andreea Gheorghiță a descoperit acest canal dedicat nevoilor gospodarilor atât pentru agricultură, dar și grădinărit sau legumicultură. Este un alt exemplu al faptului că de nevoie încep să fii iscusit. În plus, dacă mai și studiezi, atunci limita este cerul. Rubrica De nevoie iscusit vine în sprijinul gospodarilor cu câteva sugestii de soluții miraculoase pentru combaterea afidelor din grădini sau livezi. Ingredientele necesare pentru aceste rețete sunt simple și la îndemâna oricărui gospodar sau grădinar. Câteva dintre acestea fiind oțetul, bicarbonatul de sodiu alimentar sau cenușa. Din cauza timpului limitat o să vă prezentăm o sinteză din filmare. Tot clipul cu metoda îl găsiți dacă intrați pe canalul de YouTube Grădinărim Împreună. Bine v-a regăsit! În acest videoclip vreau să vă arăt și dumneavoastră câteva soluții naturale cu care putem combate afidele, acele musculițe de diferite culori, păduc de diferite culori care se așează pe frunzele trandafirilor, frunzele florilor, frunzele plantelor. Nu o să stau să vă prezint fiecare rețetă în parte, vreau să vă arăt doar soluțiile naturale pe care puteți să le folosiți și dumneavoastră la plantele pe care le aveți în grădină. Prima soluție cu care putem scăpa de acele afide, acei păduchi, acei purici de diferite culori, este binecunoscutul ulei de nim. Se folosește 5 ml în jumătate de litru de apă, iar pentru o mai bună aderență se poate pune 2-3 pufuri de săpun lichid. Se stropește, bineînțeles, dimineața, de vreme sau seara după ce soarele apune. A doua soluție este binecunoscutul oțet. Poate fi folosit orice fel de oțet, orice culoare. Important este să fie oțet. Se folosește ca și cantitate 100 de ml într-un litru de apă. Iar pentru o mai bună aderență se poate pune 2-3 pufuri de săpun lichid sau lichid de vase. Se folosește
dimineața de vreme sau seara după ce soarele apune, niciodată nu se stropește când este soarele în putere, deoarece riscați să ardeți planta. Se poate repeta această stropire la 7-10 zile. Următoarea soluție cu care putem scăpa de acei purici, acele afide, acei păduchi, este binecunoscuta cenușă. Neapărat trebuie să fie cenușă curată, provenită din lemn curat, nu din lemn vopsit, tratat, lăcuit. Trebuie să avem 1 kg de cenușă, iar peste această cenușă se pune 2 litri de apă fierbinte. După câteva ore se strecoară această soluție și se stropește. Se stropește, bineînțeles, dimineața de vreme sau seara după ce soarele apune, iar pentru o mai bună aderență se poate folosi una, două pufuri de săpun lichid. Se poate repeta, cum am menționat, o dată la 7-10 zile. O altă soluție este binecunoscutul bicarbonat de sodiu alimentar. Este foarte bun în grădină, ne ajută împotriva dăunătorilor. Cum se folosește? Practic, la 2 linguri de bicarbonat de sodiu alimentar se pune 1 litru de apă. Pe urmă se pune 2 pufuri de detergent de vase sau săpun lichid, de preferat bio, dar nu tot timpul avem la îndemână săpun lichid bio. Și se stropește la fel, dimineața de vreme sau seara după ce soarele apune. La fel se repetă stropirea după 7-10 zile. O altă soluție naturală este săpunul de casă, dacă aveți, sau, nu pot să spun că e chiar natural, detergentul de vase sau săpunul lichid. Se poate folosi ferii și așa mai departe. Se pune o lingură de detergent de vase într-un litru de apă. Bineînțeles, stropirea se face dimineața de vreme sau seara când soarele apune. Toate aceste soluții se repetă odată la 7-10 zile. Nu se folosește dacă azi a stropit, a doua zi stropiți. Trebuie să aveți puțină răbdare ca aceste soluții să-și facă efectul. Până data viitoare, vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere! Verde Înghete, o emisiune nonconformistă, pentru că da, și în sectorul agricol poți gândi dincolo de limitele impuse de reguli. Verde Înghete este locul unde poveștile de succes, lecțiile învățate și cele mai noi tehnologii din agricultură se întâlnesc pentru a inspira și educa. Mihai Răzvan Moraru, unu Verde Înghete, și Bogdan Tudor, altu Verde Înghete, încearcă să fie o punte între tradiție și viitor. Fiecare ediție realizată de cei doi este o invitație de a descoperi informații relevante și sfaturi direct de la profesioniști. În fiecare sâmbătă, pe Agro TV de la ora 20, urmărește Verde Înghete și fii parte din schimbare! Pentru că toți suntem așa de frumos îmbrăcați, Mihai, să știi că cei de la știri, colegii noștri, ne-au rugat să facem un promo. Ne-au rugat. Îți prezentă știrile. Îți prezentă știrile. Cred că e test pentru noi. Mie dăm alea politice, te rog. Alea politice pentru tine? Celelalte cu glumițe pentru mine. Oricum, să știți că aici la Verde Înghete deja suntem în al doilea an și am avut, cred că, peste 100 de invitați. Peste 100 de invitați. Cam am avut. Cam așa. Și așteptăm încă câteva sute de invitați, pentru că emisiunea Verde Înghete, cât vom fi noi aici la Agro TV, va continua. Ați văzut de toate aici? Legumiculturi? Miniștri, foști? Miniștri, politicieni, fermieri de cultură mare, ONG-iști. Doamne, domnișoare. Da, corect, așa este. Dacă noi toți suntem bărbați. Da. Toate l-ați văzut aici la Verde Înghete. Să știți că noi, sâmbătă la ora 20, în fiecare sâmbătă. În fiecare sâmbătă. Așezați-vă comod, luați-vă floricelele, floricele sunt făcute din porumb, da? Da, luați-vă o cană cu ceai. Exact. Sau o sticlă de vin, că tot vorbim și de asta, sau o limonadă, lasă o limonadă, nu mai spunem de țuică și pălincă. E, oricum, luați loc și uitați-vă la emisiunea noastră, pentru că să știți că aveți ce vedea aici la Verde. Unde Bogdan vedeți că vorbește continuare cel mai mult. Asta este, deformație profesională. Verde Înghete, ora 20, în fiecare sâmbătă, numai la Agro TV. În județul Iași se poate observa un număr mare de cereri depuse la APIA.
Fermierii și crescătorii de animale din acești județ se agață de orice speranță și au depus cereri. Astfel, atât fermierii din sectorul vegetal, cât și cei din sectorul zootehnic primesc subvențiile. Ajutorul național tranzitoriu pentru culturi în teren arabil este de aproximativ 13 euro pe hectar, iar cel pentru in sau cânepă, pentru fibră, ajunge la 20 de euro la hectar. Fermierii din județul Iași au înaintat până acum peste 6.000 de cereri în campania derulată până la data de 7 iunie 2024. În următoarele două săptămâni sunt programați în jur de 4.000 de fermieri să depună aceste documente. Agricultorii și crescătorii de animale pot înainta cererea de plată prin accesarea aplicației IPA Online. Sunt așteptați 17.000 de fermieri să depună documentele pentru obținerea subvențiilor pentru anul de cerere 2024. Dacă cererea de plată cuprinde și intervenții din sectorul zootehnic, atunci persoana care solicită se va adresa responsabilului APIA în vederea completării declarației privind sectorul zootehnic, iar după aceea va trimite cererea pentru suprafață prin intermediul aplicației IPA Online. Se va completa o singură cerere de plată chiar dacă este utilizată suprafața sau suprafețe de teren în diferite localități sau județe. De asemenea, în această perioadă, fermierii din județul Iași primesc banii de la APIA pentru ajutoarele naționale tranzitorii aferente anului trecut, 2023.